O să încerc să vorbesc și să punctez câteva elemente care nu s-au punctat. În primul rând, să nu uit, să mai mulțumesc și eu încă o dată celor care m-au ajutat la apariția acestei lucrări din două volume cu fostul meu coleg de breaslă, Aurel Fortună. Am lucrat într-adevăr, eu zic, foarte bine la al doilea volum, pentru că am început din start cu o mică noutate față de volumul anterior. Am cerut la Biblioteca Academiei Române să ne reseteze, să zic eu așa, să ne facă încă o dată cu un nou scanner mai sau performant, mai bun, fotocopiile din volumul 2. Și asta se vede din comparația celor două volume. Dacă la primul volum sunt anumite probleme de vizibilitate a celor ce originalului din partea stângă, la volumul al doilea este impecabil. Nu am ce reclama. O să mulțumesc lui Laurean, într-adevăr, Onofrei, pentru că foarte, foarte complicat a fost să pui în pagină o asemenea structură a unei lucrări. În permanență am venit cu solicitări, cu cerințe, să fac așa, să pun așa, deci vroiam o copie cât mai fidelă de original. Cu toate că nu se poate o copie fidelă de transliterare a originalului, decât dacă renunți la transliterare și nu faci decât o fotocopiere și expunerea fotocopiilor în volum. S-a vorbit despre prima tipografie. Referitor la prima tipografie este o anumită dispută încă în Brăila. Când a fost înființată, 38 sau 1839, unii înclină spre 38, alții înclină spre 39. Discuția este deschisă, fiecare le formăm o anumită părere. Eu mi-am format o părere că este totuși 1839, mergând pe anumite, să zic eu, elemente de științifice și argumente, alții au rămas la ideea de 1838. Domnul profesor Ioan Munteanu a vorbit despre acel manual de economie casnică al lui Ioan Benescu, apărut la București în 1846. Aș vrea să spun că acest manual l-am găsit, să zic, întâmplător, într-un anticariat din București. Când l-am găsit, nu mi-a nimic să cred. Deci n-am mai lăsat cartea de mână și am cumpărat-o din start. Am dat 300 de lei pe acest manual și vreau să zic că l-avem în bibliotecă, manualul lui Ioan Benescu, în original, din 1846. Cât privește economa română, iarăși a fost citată expresia că va apărea acest jurnal la Ion Heliad de Rădulescu și la Gheorghe Iasachi. Ei au citat această informație din paginile Mercurului, pentru că exact Ioan Benescu scrie în Mercur că se preocupă de apariția acestui jurnal, dar nu l-am văzut, în România nu există niciun exemplar, nu l-a văzut nimeni decât cu o singură excepție la arhivele din Viena, unde se pare că există, dar nu avem fotocopii acestui manuscris. Se pare că a fost doar un volum, un prim număr de încercare, așa, un număr manifest, și nu a apărut lucrarea respectivă sau jurnalul respectiv. Într-adevăr, Penescu a fost foarte preocupat de rolul femeii în societatea românească. A avut principii și vederi iluministe, cum a spus domnul Munteanu, se regăsesc în lucrările sale, și a fost printre primii care a vrut să aducă schimbări de mentalități în țările române în ceea ce privește viziunea și rolul femeii în societate. A fost o lucrare foarte greu de dus la capăt. Scrierea, deci în alfabetul de tranziție, practic am avut o anumită
ușurare să zic că am cunoscut sau cunosc limba slavă veche și limba rusă modernă. Și am fost mirat cât de bine cunoaște alfabetul chirilic și cât de bine s-a descurcat în mod egal domnul colegul meu Aurel Furtună transliterând textul respectiv. Noi ne-am suprapus cu o anumită transliterare la un dat, anumită o numere, ne-am verificat sau reverificat unii pe alții, am avut diverse dispute la anumite cuvinte, dacă să rămână așa sau așa, încercând să nu schimbăm cu nimic sensul expresiei sau sensul limbajului de epocă și să lăsăm exact așa cum este. Problema a fost de vizibilitate a caracterelor, pentru că în tipografia totuși modernă, să zic, față de 1820-1839, dar rudimentară, să zic o cerneala, nu se mai vede foarte bine. Unele litere nu se înțeleg ce erau, N, P, deci a fost destul de dificil de transliterat. Sau avem foarte multe expresii care nu sunt românești, expresii sau ne mai vorbim de arhaismele care practic abundă în asemenea lucrare, avem și diverse expresii în greacă, în franceză, în italiană, care în engleză, la multe limbi care ne-au adus într-o anumită dificultate. Interesant a fost pentru mine să citesc pagină cu pagină această lucrare și chiar dacă Penescu spunea în primul număr că va scoate lucrarea sau jurnalul în limba română și ulterior în limba greacă, nu a scos în limba greacă niciodată. El probabil a fost influențat în discuțiile sale cu prietenii și cu cei din jurul său ce să facă. Și a ales ieșirea, să zic așa, în Europa, pentru cum a spus iarăși mă doar la dumneavoastră, gazeta în afară de caracterul său național a fost și o gazetă pan-europeană, pentru că a țintit să ducă gazeta și în Europa și de aceea a ales să publice o ediție bilingvă, română, în italiană și nu în greacă, a renunțat la scopul său inițial. Mergând pe anumite considerente de istorie, la noi, Robert Brăila, exista o comunitate sau o colonie, cum se spunea atunci, o colonie italiană. Avem chiar o istorie a acestei colonii italiene publicată la 1863, cred că ați văzut dumneavoastră, ați văzut-o la mine, cu iarăși carte cumpărată în ultimii 2-3 ani de bibliotecă și probabil că a mers pe aceste considerente și a ales să publice în limba italiană și unele texte în limba franceză. Interesant este că inițial titlul este Jurnal Comercial al Portului Brăilei, renunță imediat în numărul 2 de la comercial la comercial, este iar o dovadă de aducere totuși la un anumit limbaj, poate i s-a părut mai modern sau mai corect, chiar imediat cu numărul 2, și ulterior renunță și la expresia Portului Brăilei. Ceea ce m-am întrebat de ce a renunțat Pănescu la această expresie, mai ales în partea a doua a lucrării, nu a mai făcut legătura ziarului sau jurnalului comercial cu Portul Brăila. Cu toate că, în mare parte, ea este a Portului Brăile sau a economiei brăilene. Nu avem cum să cunoaștem la momentul actual toată logica și rațiunea lui Ioan Pănescu, dar această personalitate merită astăzi o cinste deosebită și păcat că școala în care a servit, să zic, Ioan Pănescu nu este adusă la starea ei care ar trebui. Păcat că astăzi nu avem, fac o paralelă, un bust, de exemplu, al lui Atanasie Popescu, ceea ce aș considera eu că este necesară, această intervenție, să avem un bust în biblioteca lui Atanasie Popescu, care a fost primul director al bibliotecii, director al liceului Bălcescu din Brăila, și de ce nu și al lui Ioan Pănescu, pentru că a fost promotor al culturii brăilene. A fost cel care, putem să-i spunem, punând ghilimele, primul brăilean care a gândit într-o anumită măsură de
regionalism local sau regionalism cultural, ceea ce a preluat ulterior, să zic așa, fondatorul revistei Analele Brăilei.